La final de săptămână s-au disputat meciurile etapei a 15-a din cadrul eșalonului de elită al fotbalului feminin românesc. Sâmbătă, pe stadionul comunal din Recea, începând cu ora 11, echipa Fanion a județului, ASE Independența Baia Mare, a primit vizita vecinei de clasament Universitatea Galați, într-un joc cu reale implicații în lupta pentru accederea în grupa meciurilor de clasament 4-6 sau cea a jocurilor din play-out, grupa valorică 7-9. Echilibrul primei reprize a fost zdruncinat de reușitele vârfului de atac Ioana Borodi, autoarea unei triple în minutele 42-47, respectiv 72. Pe final de meci, domnițele râului măresc ecartul la 5 lungim grație golurilor marcate de cele două mijlocașe, Marinela Cotoș în minutul 85, respectiv Andreea Pop în minutul 91. Etapa viitoare, domnițele râului stau urmând să revină pe data de 5 mai cu un joc tot acasă cu ocupanta locului 4, Universitatea Alexandria.